Bună, dragi balanțe, aceasta este talarea voastră pentru luna aprilie. Să vedem ce cărți de tarot aveți. Avem aici Prințul de Săbii, Temperanța, Roata, Împărăteasa, Regele de Săbii și Asul de Bâte. Wow, ce cărți frumoase! Ok, văd că vă doriți foarte mult sau aveți foarte multă adrenalină, foarte multă dorință să începeți ceva nou. Chiar am simțit acest lucru atunci când amestecam în cărțile la voi, că vă doriți ceva nou, vă doriți să începeți ceva nou, să creați, pentru că tot avem aici împărăteasa, să creați ceva nou sau să vă schimbați viața, într-un fel sau altul, cu roata. Prințul de Săbii și Regele de Săbii, clar, energie de aer aici, energia voastră, deci o să vă simțiți în elementul vostru în această lună. O să simțiți foarte multă creație, poate foarte multe, veți avea foarte multe idei, foarte multe gânduri și pasiune, și Asul de Bâte, clar. Doriți să materializați ceva în viața voastră, așa simt, cu Împărăteasa și cu Asul de Bâte, să materializați o pasiune. Dar avem aici Temperanța, ceea ce îmi spune că trebuie să o lăsați mai moale în această lună. Cu toată această dorință să încercați să analizați mai bine, să aveți toate perspectivele la voi, să vă construiți așa un plan, pentru că Regele de Săbii este cineva care are un plan și un plan foarte bine pus la punct. Probabil că asta vă așteaptă, pentru că aici avem Prințul de Săbii, Temperanța și Roata Norocului, Roata Destinului și în momentul în care se va ajunge la această schimbare, da, o schimbare cu roata destinului clar, o să deveniți mult mai matur în gândire, poate mult mai strategic, mult mai convingător. Regele de Săbii știe să convingă, să comunice mult mai bine. Prințul de Săbii este o versiune mai tânără, să nu zic neapărat imatură, dar mai tânără față de Regele de Săbii. Și în momentul în care o să învățați ce e acea răbdare, ce înseamnă să fii cumpătat, să ai răbdare, să fii temperat cu temperanța acolo, să găsești un echilibru, o cale de mijloc, în momentul acela lucrurile se vor schimba pentru voi. Deci în această lună interesantă, o să aveți parte de multă creație, de multă comunicare, mult aer, multe idei pe care le veți și pune în practică într-un fel sau altul. Mai ales la locul de muncă sau în relațiile cu oamenii, pentru că avem aici comunicare. Dar simt că în această lună o să treceți așa dintr-o zonă mai poate mai copilăroasă, mai directă, dar totuși neșlefuită așa, pentru că Prințul de Săbii mai are ceva de învățat până ajunge la acest Rege de Săbii, dar probabil că o să evoluați destul de mult în această lună, o să vă maturizați mai mult, o să vă maturizați gândirea, o să vă maturizați felul vostru de a fi, cum comunicați cu ceilalți din jur, cum vă raportați la cei din jur, o să vă stăpâniți sau o să stăpâniți mai bine cuvintele, o să le folosiți mai cu grijă sau mai inteligent. Clar, se va întâmpla ceva în momentul în care veți învăța ce e acea răbdare, în momentul în care o să găsiți o cale de mijloc, poate cu partenerul, dar simt că asta este energia voastră, Prințul de Săbii și Regele de Săbii este energia voastră categoric. Sunteți așa foarte liberi în această lună. Simt așa dorință de libertate, de a ieși, de a cunoaște foarte mult și cunoaștere aici. Să vedem și alte cărți. Wow. Asul de spade, dar aș vrea să-l pun aici. Patru de cupe și 8 de săbii. Ok. Poate că asta trebuie cu temperanța aici, probabil asta trebuie să de aceea trebuie să mai așteptați puțin până vine această adrenalină, până vine această nouă idee, această comunicare, poate un adevăr, pentru că unele lucruri încă nu sunt stabile, unele lucruri nu le cunoașteți atât de bine, nu le vedeți atât de bine, nu le știți atât de bine și de aceea s-ar putea să primiți niște oportunități pe care
Le-ați putea rata dacă nu ați fi atât de maturi, dacă nu ajunge să faceți această schimbare de, nu știu, comportament, de gândire și să ratați niște oportunități. De aceea trebuie să mai așteptați până când această schimbare cu roata norocului aici este și mâna destinului, trebuie să treceți prin această schimbare. Cu scopul de a fi pregătit pentru viitoarele oportunității, da, care vor apărea în viața voastră, pentru că în momentul acesta probabil sunteți foarte, nu știu, înflăcărat, doritor, să încercați de toate, sunteți o persoană foarte directă și care se adaptează într-un fel sau altul, dar se adaptează acolo unde își dorește, unde vrea cu adevărat și de aceea viața o să vă ofere câteva provocări, schimbări cu roata norocului aici. Poate chiar noi începuturi de care să profitați și să profitați și la capitolul creației, să dați naștere la ceva nou, poate dați naștere unei noi idei. Poate chiar propriu zis, evident, este o etalare generală. Dar împărăteasa vorbește și de a da naștere și de a crea frumusețe. Foarte multă frumusețe, sunteți foarte atrăgător, atrăgătoare în această lună. O să atrageți așa priviri sau ar trebui să vă puneți mai mult în valoare frumusețea, exteriorul, să încercați să purtați culori colorate, foarte colorate în această lună, pentru că e așa, aici sunt multe culori, foarte multe culori și puternice, vii. Și acest lucru s-ar putea să vă ajute într-un fel sau altul să atrageți atenția într-un fel sau atenția partenerului, partenerei. În fine. Clar, aveți parte de două începuturi aici și la nivel conversațional, asul de spade, asul de băte, două începuturi interesante. Cred că mai multe oportunități care vi se vor arăta, dar în momentul în care veți face o schimbare la comportament, la gândire, vă veți șlefui așa talentul comunicării. Și celelalte cărți. Wow, ce frumos! Creație. Vorbeam de creație aici. Clar, aveți scopul sau aveți scopul, aveți oportunitatea sau, da, veți avea oportunitatea de a crea ceva unic, ceva pe stilul vostru în această lună și profitați de aceste idei interesante, de aceste începuturi și să vă dezlegați la ochi atunci când sau, da, să alegeți să vedeți lucrurile așa cum sunt și să mergeți pe această cale cu asul de spade, asul de băte, să mergeți pe aceste oportunități diferite, îndrăznețe, da? Sunt îndrăzniți în această lună, chiar foarte interesant. Și avem aici putere. Putere, poate chiar veți fi puși într-o poziție de putere. Pardon. Să conduceți sau să să faceți un proiect și voi să fiți liderul acelui proiect, acelei echipe. Văd aici un proiect ceva mare, ceva unic, ceva nou, care să vă provoace, să vă, mai ales la locul de muncă, așa simt că mi-am luat așa pe partea asta profesională, creativă, în mod special, pe hobby-uri, pe pasiuni, să vă stârnească într-un fel curiozitate, să vă stârnească foarte mult ceva în această lună, chiar și pe partea sentimentală, de ce nu, și astfel să vă scoată la iveală latura matură, latura directă, strategică, latura rațională, inteligentă și așa mai departe, să plusați pe această latura voastră, mai ales în iubire. Cred că iubirea, așa, nu știu, o cam lăsați în coadă în această lună. Nu prea vă atrage așa multă atenție, parcă nu sunteți chiar atât de focusați pe acest lucru. Deci putere și naștere, foarte frumos. Din nou se amplifică ideea de împărăteasă, a da naștere. Eu simt mai mult că este ideea asta de a da naștere unui proiect, unui nou capitol în viața voastră, pentru că avem aici totuși roata. Începe un nou capitol în viața voastră care necesită maturitatea, dorește sau are nevoie de maturitatea voastră. Poate trebuie să treceți peste un test al maturității, nu știu, un examen propriu-zis sau ceva de genul în viața voastră, în familie.
sau nu știu, pe partea asta independentă de putere, de cum vă folosiți puterea, cum sunteți într-o funcție care implică puterea, care implică munca în echipă, lucrul de genul acesta. Deci la capitolul iubirea nu prea văd că o să vă pasionez atât de mult în această lună, ci simt că mai mult o să vă concentrați pe voi și cum vă arătați voi celorlalți, ceva de genul, creație, și cum sunteți, cât de creativ sunteți cu voi și vă, cum folosiți creativitatea în beneficiul vostru, da. Ca zodicii mi-e în evidență zodii de aer, clar, poate o altă balanță, de ce nu? Un vărsător sau gemeni, săgetător, în mod special, avem și taur aici, zodii de foc, berbec, leu, dar și, am zis și săgetător, și rac. Cam astea sunt zodiile ce mi-e în evidență pentru voi în luna aprilie. Foarte multă creativitate și... mare atenție la aceste schimbări de comportament, simt eu, schimbări de cum vedeți viața, de cum vă vedeți pe voi. E mai mult atenția voastră o să pice către cum sunteți voi, cum vă manifestați, cum vă folosiți creativitatea, cum vă creați viața, cum vă creați pe voi, imaginea voastră, cum o creați în viață și în relațiile cu ceilalți. Comunicarea este la cote maxime așa în această lună. Cam atât am pentru voi. Vă doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!